Dacă ar fi fost mai multe locuri, s-ar fi ocupat și ele, mai ales că nici măcar grătarele n-au fost de ajuns pentru sutele de oameni ce au umplut zona încă de la 8 dimineața. Cu cărbune și lemne pentru foc cumpărate din magazin, n-au avut nevoie de mult timp să pregătească jarul, așa că la scurt timp, micii, cârnații și frigăruiele își împrăștiau deja fumul și mirosul până la șosea. O pauză binevenită și meritată, spun oamenii, care le mai împinge spiritul și determinarea de a munci multe săptămâni de acum înainte. O zi potrivită pentru grătarea asta. Nu-i potrivită, e chiar bună. E chiar bună pentru că și așa viața e destul de grea. Acă așa ne destinim un pic și noi cu mâncărică și cu de băutură și cu o bere și cu bună dispoziție. O mâncare pentru băieți, pentru toți pe aici, să ne distrăm, să fie treaba bună. De la ce oră ați început distracția? Băieții la 8:30, 9 un pic mai târziu. Botoșănenii mai în vârstă își aduc aminte cum se sărbătorea prima zi din mai și înainte. Doar micii și berea au rămas, singurul obicei ce a supraviețuit până astăzi. Mai ține minte cineva ce înseamnă sărbătoarea asta de 1 mai? Noi o ținem oricum, eu o țin minte. Dar dacă întrebi pe ăștia alți, zici că e o zi obișnuită, eu nu mai știu dacă eu nu mai, dar ei nu știe ca să ziua muncii și să mulți sărbătoresc prin muncă, că așa e serviciu. Cum se distrează acum românii față de altă dată? Atunci era la ordine, acum face fiecare cum poate și cum vrea, dar atunci erau organizat de primărie, de fabrici, de astea. Acum fiecare pe cont propriu. Foarte bine. Cu cine ați venit? Cu colegii din muncă. Cât sunteți? 12. Cât mai mulți să fim, să fie treaba bună. Și când se termină distracția? Până distracția. Mâine dimineață. Dimineața, a doua zi, nu contează. Aproximativ 30 de milioane de mici, estimează reprezentanții Asociației Naționale a Cărnii, că au pus românii pe grătare în această mini-vacanță. Adică puțin sub 10% din cantitatea consumată anual în țară, evaluată la peste 400 de milioane de mititei.